Un alt lucru care l-a copleșit pe Dumnezeu la Avram a fost și acesta. Ducându-și pe unicul fiu să-l junghe pe muntele Moria, fiul întreabă, tată, de lemne te-ai grijit, de foc te-ai grijit, de toate te-ai grijit, dar unde e oaia jertfei tale? Și Avram nu comentează, nu vorbește în plus, nu dă explicație și se întoarce către Isaac, care era un om și el luminat, deși era copil, și îi spune așa, griji-vă Domnul de oaia jertfei sale. Și într-adevăr, când a vrut să-l junghe pe jertfelnic, s-a auzit acel glas, Avram, am văzut credința ta, și pe loc i-a strigat, vezi că ai un berbec într-un căture, se chema mărăcine din ăsta, l-a luat pe acel berbec și l-a jertfit pe jertfelnic, deși Avram știa că e unicul lui fiu, dar dacă Dumnezeu i-a spus că l-a binecuvântat și neamul lui se va mulți între popoare, el nu și-a pus problema jertfirii unicului fiu, cum nici Iisus Hristos, unicul fiu al lui Dumnezeu, n-a fost o problemă de șertarea și întruparea pentru noi oamenii și a noastră mântuire, ci a fost un dar de dragoste supremă de la Dumnezeu. Numai că Iisus Hristos vine în lume să respecte legea, vine să plinească prorocii, vine să plinească prorociile, vine să plinească întreaga chemare mesianică, așa cum este ea numită în toată învățătura Sfintei Scripturi, prorociile mesianice, adică despre venirea Fiului lui Dumnezeu în lume. Și iată-le cum cântăm atunci când cântăm în colindă, căci astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. Să se nască și să crească, să ne mântuiască. De ce v-am amintit lucrul acesta? Pentru că în momentul în care el se taie împrejur, la trup, era o tăiere ritualică împrejurul prepuțului, era semn că este împăcat cu Dumnezeu și acel popor poate comunica cu Dumnezeu. Lucru care la evreii de astăzi, care nu l-au primit încă pe Hristos și țin de religia mozaică, se păstrează până astăzi, și v-am spus și aseară, și la unele popoare păgâne, pentru că ei vin, musulmani în special, ei vin din Agar, care este tot o slujnică și o roabă a lui Avram, care l-a făcut pe Ismail, din care se ridică acest neam al izmailitenilor, sau cum ne spunem noi astăzi, mahomedani. Deci dacă ne uităm bine, creștinismul, mozaismul și mahomedanismul sunt cele trei mari religii monoteiste ale lumii, care ar avea rădăcina într-un singur Dumnezeu, dar în doctrine diferite, pentru că ei n-au vrut să mai primească venirea Fiului lui Dumnezeu în lume, nu-i treaba noastră, ci asta doar vă amintesc ca idee, dar Iisus vine să împlinească legea și prorocii. Se taie împrejur, ca să ne arate că sângele lui Dumnezeu lucră încă din frage de pruncie la curățirea lumii și primul loc unde are loc curățire este jertfelnicul legii celei vechi, unde arhiereii intrau o singură dată pe an cu sânge de bou, de țap și de berbec, și avem întâmpinarea lui Avraam de către Melchisedec, patriarhul Salimului, fără mumă, fără tată, fără spiță, fără neam. Melchisedec, preotul cel prea înalt, așa este numit, care în momentul în care Avram se întorcea de la război, unde l-a apărat pe fratele său Lot, îl năvălise peste el niște popoare ale moabiților, l-a eliberat și venind pe drum, se întâlnește cu Melchisedec, care îl va întâmpina cu pâine și cu vin. Și spune, un nou legământ, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, deci nu va mai trebui să ucidem animalele, ci vom face jertfa liturgică din pâine și din vin, așa cum Hristos ne va arăta la cina de taină, când va binecuvânta pâinea, numind-o cinstitul trup al său, luați, mâncați, acesta este trupul meu, și bând și binecuvântând paharul, numindu-l preascumpul sânge al său, și spune, și nu vom mai bea din rodul viței, până nu vom fi în împărăția Tatălui. Deci acolo când va fi Apocalipsa cea mare, cea care speri în continuare cu butoane, cu cipuri, prostii în mintea celor nepregătiți teologic,
și fug de cip, dar nu fug de desfrâu, fug de cip, dar nu fug de înjurătură sau de beție sau de patim sau de ură, dar în schimb au grijă să nu aibă cip, când vom merge acolo ne vom scălda în hainele noastre, albe ale botezului, în sângele mielului și ne vom curăți. Aceasta înseamnă mărturisirea de plină a păcatelor și eliberarea de ele, adică eliberarea de păcat, odihna duhovnicească. Sfântul Maxim Mărturisitor. Avem sâmbete, sâmbetele sâmbetelor și sâmbătă. Sâmbătă, eliberarea de păcat, trecerea de faraonul egiptean al patimilor, apoi contemplarea naturală, spune Filocalea 3, și apoi unirea în odihna cu Dumnezeu, ceea ce nu este ziua 8, ceea ce este zorile zilei a 8-a, când vorbim de întâlnirea, cum spune acolo al mironosiților la înviere, nu-l mai căutați pe cel viu cu cei, cu cei morți. S-a suit de mult în lumina cea pururea fiitoare, unde nu încape umbră de schimbare, dar mergeți și așteptați-l în Galileea și spuneți ucenicilor și lui Petru, cum v-a spus mai înainte de înviere. Deci, iată, Hristos comunică cu îngerii pentru neamul omenesc. Așa cum și de-a lungul praznicului am întâlnit iarăși teologia îngerilor, când îngerii vin și vestesc pe magi de viclenia lui Irod, vin și vestesc pe Iosif de nepriceperea minții lui, nu te teme, a luat pe Maria la tine, că este femeia ta și ce este întrânsa de la Duhul Sfânt și nu-ți fie frică, și ia pruncul și du-te, ia pruncul și te întoarce. Deci toate acele semne pe care le întâlnim de-a lungul textului evanghelic legat de viața lui Iisus, copilăria lui. Și dacă vreți, ați văzut ce frumos a spus și Iisus în Evanghelia de astăzi, de ce să mă căutați când toate ale Tatălui sunt ale mele? Eu trebuie să fiu între ale Tatălui. Și chiar folosește această expresie, n-am venit să fac voia mea, ci voia celui care m-a trimis. N-am venit să stric legea, ci prorocii, ci doar să o desăvârșesc. Și desăvârșirea constă în a ne arăta nouă că deși este Dumnezeu, se lasă sub legea mâinii omenești, Isahar arhiereu îi taie trupul împrejur, ne arată că nu este nălucă, ci poartă trup de carne, deci ce numim noi astăzi, cum spun grecotei, sarx, adică carne, trup. Aici când vorbim de trup, putem vorbi de un trup mort, dar aici este vorba de carne și sânge, trup și sânge, și ne arată în același timp că nașterea a fost una de om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit, ca om plânge, crește, suge în brațele Maicii, stă la sânul ei, pleacă în Egipt, fuge din țara lui și din ale sale și se ascunde de cei răi, nu stă în calea, folosim un termen popular, prostule, arătând că de cel cu mintea odihnită trebuie să te ferești, indiferent cât de sfânt ai fi, că n-are minte, și o are odihnită cât o are și te bate cu arma lui, iar la vremea cuvenită vine și se proslăvește, cum spune Tată, preamărește-mă ca să te preamăresc. Și apoi participă cu toată dragostea la mântuirea lumii, când tot El, Iisus Hristos, spune Tată, din toți cât mi-ai dat, eu nu trebuie să pierd pe niciunul, ci să-i mântuiesc în ziua cea de apoi. Deci iată ce frumos e mesajul apocaliptic. Să-i mântuiesc în ziua cea de apoi. Și noi fugim ca disperații și urmărim toate filmele fantastice cu balauri, cu cutremure, cu revărsări de apă, când scrie destul de frumos războaiele când vor fi pe locuri, să nu vă temeți, cu tremure mari și semne în lună și în soare, să nu vă temeți, pământul și stihiile când se vor cutremura, să nu vă temeți, că e doar un început al durerii. Cei ce fac bine, să facă în continuare bine, cei ce se sfințesc, sfințească-se, cei ce se spurcă, să se spurce în continuare, că eu vin și plătesc fiecăruia după faptele lui. Și deja trebuie să stăm liniștiți, pentru că avem un Dumnezeu al bunătății, al iubirii, al mângâierii și al răsplății, în primul rând. Acest lucru l-a înțeles și Marele Vasile, pe care îl prăznuim azi, cum vă spuneam și aseară, o familie întreagă de sfinți, bunica Macrina Sfântă, sora Macrina Sfântă, Navgrate, mare făcător de minuni sfânt, Vasile cel Mare sfânt, Grigore Denisa sfânt, Petru de Sebastia sfânt, tata lui Vasile sfânt, mama lui Emilia sfântă. Da, poftim ce mai vreți. O familie de sfinți. Aici scoatem în evidență familia creștină,
scoatem în evidență valoarea ierarhului sau reprezentantului lui Hristos în biserică, activitatea incontestabilă de păstor și chiar insulta care o aduce lui Valens, că Valens îi spune, tu știi cu cine vorbești într-un conflict, cerea banii bisericii să-i folosească în scopuri armate. Și Vasilie a spus, banii sunt ai săracilor.